Sunt foarte fericită. Sunt foarte fericită că reușim să facem un interviu, mai ales într-o săptămână a filmului suedez de comedie, chiar dacă La Gomera nu e comedie, deși știm bine că e făcut de Corneliu Porumboiu, care la mine conotează categoric cu tot ce înseamnă umor de cea mai bună calitate. Dar pe de altă parte, ideea de a fi aici și mă gândesc pe câte fete le cheamă Otilia după Felix și Otilia numai pentru că ai jucat-o tu, pe câte le cheamă și Julieta, am găsit și Julieta numai pentru că ești atât de frumoasă că toată lumea își imaginează că dacă le dă numele ăsta o să fie la fel și o să aibă și un destin foarte frumos. Așa că îți mulțumesc tare mult că ai venit și vreau să te întreb din start cum ai ajuns să joci în filmul La Gomera, care a ajuns la Cannes. Să completez. Te rog. Mai puțin Adnana. Nu se cheamă Adnana nimeni. Acolo e ceva mai complicat. Cred că au zis unii, ce, cum să scrie. Deși era, și acolo, mi-aduc aminte că era o invidie, dublă invidie, din cea mai frumoasă cu putință, că era și povestea, dar era și ideea de călătorie. Adică era ce poate fi mai grozav pe lumea asta decât atâta frumusețe. Să spun de La Gomera. Uh-huh. Deci, eu am renunțasem din toate punctele de vedere, mă consideram pensionară, mă gândeam, gata, s-a închis și cu teatru și cu filmul și am fost foarte surprinsă când m-a chemat Corneliu Porumboiu la probe. Uh-huh. Când mi-a zis că e vorba de mama, mă gândeam, ok, dar nu cred că sunt potrivită pentru rolul ăsta, că în mintea mea mama era clasica figură fără niciun fel de specific. Și la un moment dat i-am și spus asta lui Corneliu și mi-a zis, păi tocmai că vroiam să fie ceva. Nu altfel. O mamă clasică, exact, pe care am văzut-o în filme. Exact. Deci cam așa a fost. Da, pentru că e de fapt, ideea e în felul următor. Soția lui este exact pe genul tău. Mama lui este o femeie extrem de frumoasă și nu e prototipul mamei pe care ne imaginăm noi din filme. Și atunci era perfecțiunea totală a unei chintesențe între femeile cele mai importante din viața lui, în afară de cele două fiice, unde încă nu discutăm despre asta, știi? Și atunci de-aia mie mi s-a părut alegerea colosală și plus că a funcționat foarte bine cu Vlad Ivanov. Cum a fost cu Vlad? Păi, în primul rând a funcționat cu Corneliu. În primul rând m-a bucurat că e genul de regizor care face repetiții, care îți explică ce vrea, îți spune la nuanță, fără să te îngrădească, lăsându-te și pe tine e mare să, lucru, să funcționezi. Iar cu Vlad, e un partener extraordinar, Vlad. Chiar știi cum se întâmplă că dacă se face un prim plan, camera e pe respectivul și celălalt dă replica din umbră, cum ar veni. La toate aceste situații, și eu, dar și Vlad, a stat acolo și am avut aceeași conexiune ca în cadrele în care existam amândoi. Se spune că numai cei cu adevărat pasionați fac lucrul ăsta și l-am învățat prima dată de la Ișvan Sabo, spunându-mi despre Glenn Close, că stătea absolut tot timpul la replici, niciodată, că se puteau foarte bine filma. Și noi am stat de fiecare dată. Da, deci asta mi s-a părut. Și nu numai că am stat, aveam aceeași intensitate și unul și celălalt, chiar dacă unul din noi nu se vedea în cadru. Da, ceea ce e... Da, dar se simte după aia în film. Adică filmul ăla nu degeaba a fost în competiția oficială la Cannes, degeaba a călătorit în toată lumea, nu degeaba a fost preluat acum de Netflix, adică e în America a rulat în cinematografie. Adică există o explicație foarte
clar, adică fără toate detaliile astea, inclusiv toate detaliile tehnice despre care am discutat cu Corneliu, pentru că o parte s-au făcut chiar în Suedia, a dus la un rezultat de neuitat, știi, cam asta era la Gomera. Și s-a trimis tot scenariul să-l citești sau cum a fost? Nu, mi-a trimis tot scenariul, chiar tot scenariul. Da, așa. Nici nu se poate. Trebuie să înțelegi contextul în care te afli. Asta să-ți dea o bucățică de scenariu în care spui niște vorbe fără să știi ce s-a întâmplat, ce e înainte, ce e după, care e starea ta din vis-a-vis de tot ansamblu. Da. Nu, apreciez extraordinar de mult cum lucrează el. Știi cine spunea chestia asta? Tot așa, Ellen J. Pakula spunea chestia asta pentru alegerea Sofiei. Și inițial ar fi vrut să facă rolul masculin, să-l facă De Niro. Și De Niro n-a vrut să citească tot scenariul. A zis că el se descurcă el acolo și nu i-a dat rolul. I-a dat lui Kevin Kline și practic i-a crescut toată cariera lui Kevin Kline. Știi? Adică și astea sunt din nou amănunte pe care lumea noi muritorii de rând nu le știm decât aflându-le de la voi. Adică noi muritorii de rând, cinefilii foarte îndrăgostiți de ceea ce se întâmplă acolo. Știi? Și de asta mă gândeam că da, a fost o întâlnire fericită din punctul meu de vedere. Da. Și care a dus mai departe la încă o întâlnire. Da, a dus. Așa, la încă o întâlnire pe care noi tot pe Comediest cu Enea am reușit să dăm înainte de sărbători, chiar la festivalul de film de comedie cel mare, că de aici, cum spun eu, ăsta este un fel de spin-off, adică am luat fiecare țară în parte sau încearcă să ia fiecare țară în parte și să ne oprim la ele. Și acolo ai avut într-un film făcut cu italienii care, vezi, eu cred că porți noroc, ar trebui să se concentreze toată lumea pe treaba asta. Deci filmul Corneliu a ajuns la Cannes, celălalt a ajuns la Veneția și e vorba de Est Dictatura, i-a mai zis și Last Minute, mă rog, era o combinație așa, ca să știe lumea să-l caută pe undeva și înțeleg că ei te-au descoperit în filmul lui Corneliu, apropo. Ei m-au chemat datorită filmului lui Corneliu. Au văzut proiecția la Cannes și filmându-se niște scene și în România, ei m-au chemat. Mi-a plăcut foarte mult de când am citit scenariul, personajul. Foarte, foarte mult. Și acolo aveai și de cântat. Da, asta a fost mai greu. Hai să povestim un pic, pentru că nu te-am prins atunci. Vai, cu asta m-am chinuit foarte mult. Eu nu știu să cânt, nu cânt, mi-e și rușine să cânt, că mi-e frică de urechile celor din jur, ce pățesc urechile celor din jur și... Ești ocrotitoare. Da, tocmai ești foarte bine altă idee. Și m-am chinuit foarte mult. La început am încercat să cânt, după care... Mi-am spus, dar de fapt contează starea pe care o dau acelui cântec și personajului. Nu contează cât de bine cânt, cât de exact se întâmplă lucrurile. Și dacă nu-mi ies toate notele, poate mai și vorbesc. Am încercat să-mi găsesc niște subterfugii de genul ăsta și am și lucrat cu niște oameni foarte pricepuți. Și cum a fost colaborarea cu ei așa, per total? Erau foarte la început, adică erau... Excelent, a fost marea mea bucurie să dau de un regizor tânăr. Exact, este un regizor tânăr. Chiar și mai tânăr decât Corneliu. Chiar și mai tânăr. Și cred că e la era primul film la debut. Care să facă repetiții, să discute cu actorul, să știe ce anume cere. Și în același timp să-ți lase și oarecare libertate, o libertate destul de mare. Toată echipa a fost așa. Adică și cei trei protagoniști, băieții. Da. Și întâlnirea de la finalul filmărilor cu cei din realitate. Cei din realitate. Care apar pe genere. Care cu mare drăgălășenie și timiditate mi-au spus: ați vrea să faceți o fotografie cu noi? Ce drăguț, da. Eu nu știam cine sunt, dar am văzut acolo trei domni foarte cum se cade și după aceea mi s-a spus că de fapt... Că de fapt toată povestea a început de la ei, că să nu uităm, era o călătorie a lor în ajun de Revoluția din 89. Ulterior m-am gândit, fiind autobiografic,
Oare m-am apropiat de personajul pe, cu care se întâlniseră ei atunci în România? Nu știu, nu i-am întrebat. Da, ar fi fost interesant. Există câteva personaje de acolo pe care ei nu le-au mai găsit niciodată. Da. De exemplu, au făcut niște încercări să dea de urma celui pe care îl interpretează Cheloiu. De exemplu. Și au încercat în fel și chip și nu au reușit. Dar poate că până la urmă filmul, dacă va rula și pe marile ecrane sau mai rulează pe alte televiziuni sau așa, atunci poate că până la urmă, sau așa cum bine spuneai, poate se va regăsi și personajul pe care l-ai făcut tu sau cineva care cunoștea personajul. Că mie mi se pare foarte frumoasă chestia asta, să aduci după un caz absolut real și care te ținea cu sufletul la gură. Eu am retrăit toate momentele alea și toate detaliile. Asta m-a uluit. Să poți să refaci detaliile unei perioade pe care, mă rog, mulți aproape că am uitat-o. Da. S-au străduit să nu înfrumusețeze nimic. Exact, păi nu, asta și era ideea. Așa, așa de nostalgii suntem plini cu toții. Adică noi mai puțin, dar vreau să spun că conform sondajelor sunt cam multe. O dovadă mi se pare de mare romantism și în același timp și curaj și profunzime să te apuci acum de un asemenea subiect. Da. După totuși niște ani mulți, că imediat după 89 au curs. Da. E adevărat și ăsta are o anumită candoare. Asta mi s-a părut altfel față de celălalt. Adică are o candoare și e și o imagine a României din partea unui outsider. Da, exact. Ei vin inițial doar ca să vândă niște lucruri pe aici. De fapt, nu interesează foarte tare România, nici nu știu bine unde se termină Ungaria, unde începe România. Și într-o dată se atașează atât de tare de ea, încât să-și dorească după trei decenii să facă un film. Asta e foarte frumos. Adică e și ideea cam ce inspirăm în momentul în care lumea se întâlnește cu noi și de aia mulți spun că se simt bine aici. Vezi, de asta și de asta mi-a plăcut personajul meu. Pentru că aducea un ceva, acel ceva, cum să spun, frumos, de fapt. Adică o lume care a existat, a trecut printr-o perioadă, a avut suferințele ei, dar a rămas vie în felul ei. Știi? Da, așa e. Da, mi-a plăcut foarte mult personajul. Mie mi se pare că m-a reabilitat din părerile proaste despre România. Era exact direcția asta. Mai am o întrebare apropo de la Gomera. Unde ați filmat casa aia spectaculoasă? Unde era? Undeva la Otopeni. O casă la Otopeni. Că era foarte cu grădina, dar și cu misterul și cum mi-a plăcut foarte tare cum era totul construit și ai luat premiul UCIN pentru rolul ăsta și m-a bucurat foarte tare pentru că era mai mult decât meritat și a fost una dintre surprizele foarte plăcute din La Gomera, inclusiv când l-am văzut prima dată la Cannes și încă nu știam și deci practic a fost cred că așa am și făcut și în sală, s-ar fi mirat că am făcut Eu m-am regăsit în sfârșit din nou în asta este. Să știi că asta este o abordare total greșită. Artistică, asta cu pensionar. Mama spunea așa, nu există pensionar, că fiecare dintre noi are o meserie. Adică ideea de a egaliza nu e așa, că inclusiv atunci când egalizezi, când spui că e cu tare sugar sau e copil, nu e, că nu e același lucru. Fiecare e total diferit și știm ce urmează. Iar la ceilalți, la fiecare, au dăruit ceva în viață și continuă să durească până în ultimul moment. Adică și asta etapă, cu așa e o foarte etapă aproximă. Care și are și care nici nu. Știi că, de exemplu, în franceză sună mult mai bine retrete, în sensul că te-ai retras, știi, ca la armată, știi? Da. Ești în retragere, adică ceea ce nu e același lucru. Când ăsta pe românește sună rău și e păcat pentru că, uite, a fost un moment așa de fericire,
de glorie pentru România, pentru că tot proiectul La Gomera, el nu poate să existe fără fiecare personaj în parte de acolo și o modalitate foarte delicată de a lui Corneliu Bonboiu de a-și scoate pălăria în fața ideii de mamă ideală. Așa că îți mulțumim tare mult aici că ai venit astăzi. Și eu îți mulțumesc.